Universitatea de Vest din Timișoara continuă și în acest an programul de pregătire pentru bacalaureat destinat elevilor din toată țara. Bun venit astăzi în Amfiteatrul Literelor Timișorene, pentru că vom discuta despre disciplina limba și literatura română. Și acum aminteam în videoul anterior, la această întâlnire introductivă vom aborda principalele aspecte de care avem nevoie pentru rezolvarea subiectelor de la proba orală, respectiv scrisă. O discuție despre conceptele operaționale, despre genuri și specii, despre curente literare, curente culturale și, bineînțeles, despre rolul lui Titu Maiorescu și al lui Eugen Luvinescu în coagularea, de fapt, unei direcții în cultura sau în literatura română. În primă fază putem să discutăm despre un soi de studiu, să spunem așa, cantitativ, despre cele mai frecvente cerințe din ultimii 10-20 de ani și cum corelăm, de fapt, răspunsurile pe care le dăm la subiectele respective cu baremele pe care le publică Ministerul, ori în modelele de subiecte, ori în testele de antrenament. Discutăm de asemenea despre aceste concepte teoretice pe care cu siguranță le-ați întâlnit în subiecte de tipul temă, idee poetică, despre tipuri de texte, liric, narrativ, dramatic și caracteristicile acestora, cum recunoaștem astfel de texte și cum argumentăm, de fapt, apartenența la un tip de text sau, de ce nu, caracterul hibrid al unui text pe care îl avem de analizat. Este foarte important să știm inclusiv cine comunică și cui comunică în cazul acesta al comunicării, de fapt, literare. O confuzie pe care am întâlnit-o destul de frecvent în cazul studenților inclusiv este legată de aceste instanțe intra- sau extra-textuale. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, Eminescu nu ne prezintă sau Caragiale nu ne povestește nouă, da? Celor din prezent nimic. Ceea ce imaginea la care se referă, de fapt, acești autori în carne și oase este, de fapt, o imagine ideală a unui cititor, de fapt, abstract. Da? Trebuie să facem diferența între autorul concret, personalitatea, da, cu existență biografică, cititorul concret, cititorul de zi cu zi, da, care poate fi oricare dintre noi, și trebuie să îi așezăm, da, pe palierul acesta extra-textual. Aceștia există în afara textului. În schimb, în momentul în care Eminescu, de ce nu, redactează un text, se poate gândi la procesul acesta de receptare și se poate gândi, poate avea în minte, o imagine a unui cititor abstract. În același timp, eu, ca lector real, pot să mă gândesc la Bacovia sau la Eminescu, dar îi pot, hai să spunem, atinge numai prin intermediul acesta al unui pachet, să spunem așa, cultural. Da? Nu am avut contact, da, cu autorii canonici, pot avea eventual contact cu autori concreți din literatura contemporană, de ce nu, pot să mă duc să le iau un interviu, pot să mă duc să port o discuție cu ei, să le cer un autograf, ok? Dar în cazul autorilor de la care noi nu avem la modul tangibil, să spunem așa, decât produsul cultural, nu putem să vorbim decât de autori abstracți, doar cu ei am avut contact. De asemenea, trebuie să ținem cont și de acest plan textual sau intratextual. Naratorul sau vocea poetică sunt cele care, între ghilimele, țin locul, da, acestei voci extra-textuale sau instanțe extra-textuale. Și dacă vreodată găsiți în text adresări directe, da, de tipul, da, vrui cititorule să-ți fac un dar, nu se referă la cititorul de zi cu zi, nu la voi, nu la mine, rogobete, ci mai degrabă tot la un adresat, o instanță tot intra-textual, da? Ficțională la rândul său, la fel cum este de fapt și textul. Pentru continuarea informațiilor legate de cursurile introductive, intrăm puțin în domeniul acesta al cursurilor legate de curente literare, mișcări culturale. De ce? Pentru că avem acea listă autorilor canonici cuprinsă în programă. Chestiunile legate de partea teoretică a curentelor literare sunt strict conectate și de rolul acestor personalități precum Maiorescu sau Luvinescu. E important acest termen al canonului. Da? Cine
face canonul, ce este de fapt canonul, cine decide, cine intră de fapt într-un canon literar. Și pe parcursul literaturii române putem să discutăm despre mai multe repere, nume cu rol cumva formător, și aceștia ar fi Maiorescu, Călinescu, Lovinescu și Nicolae Manolescu, mai aproape de timpurile noastre. Așa cum spune Sorin Alexandrescu, acestor nume li se datorează, de fapt, constituirea canonului sau a conștiinței de sine a modernului, da, pe mai multe dimensiuni de tipul autonomiei esteticului față de politic și etic, o scară definitivă de valori literare, repere estetice, mai ales de origine franceză, ierarhie centru, margini, serii istorice, teme recurente, marginalitate națională, strategii literare și mai ales modele ale interpretării. Așadar, vedem că vorbim despre niște modele, da, literare. În sens restrâns, canonul acesta didactic sau literar, da, reprezintă de fapt o listă de scritori, da, destul de importanți pentru anumite coduri culturale sau epoci, care, cum spuneam, sunt niște modele estetice, validate critic, destul de rezistente, între ghilimele, în timp. Autorii aceștia presupun, de fapt, sau reprezintă această oficializare a unui corpus literar uniform, pornind de la evaluarea estetică a literaturii, așa cum spune Florin Oprescu într-un articol. Canonul acesta didactic, de fapt, încorporează valorile, întrebările, intenționalitățile și narațiunile, de fapt, prin care se definește această natură umană și, în general, cultura unui anumit stat. Sunt aserțiuni pe care le-am preluat din Cosmin Borza și Virgil Nemoia. În sens larg, există într-adevăr o întreagă dezbatere despre felul în care se poate forma, se poate remodela acest canon literar, care de fapt este un fel de concept călător, cum îi spune Cosmin Borza. De asemenea, trebuie să ținem cont de această, hai să spunem, relativitate, da, a canonului. Cum spune Nemoianu, nu există o valoare literară, de fapt, intrinsecă, ci doar relativă sau pozițională, ca o funcție socio-psihoistorică a nevoilor unor categorii umane în anumite circumstanțe. Trebuie să ne jucăm, între ghilimele, cu acest canon didactic, chiar dacă, da, reflectat în documentele oficiale, chiar dacă acesta e caracterizat prin stabilitate uneori excesivă, simplificare uneori artificială, ierarhizare, dar în același timp accesibilitate, da? Valoare și reprezentativitate, printre altele, așa cum spune Nicoleta Simionescu. Având în spate aceste noțiuni, da, teoretice despre felul în care noi putem să coagulăm un canon literar, ajungem și la fantasticii, da, de pe lista noastră, autorilor canonici, și ei vor constitui subiectul unor întâlniri separate, vor fi tratați cu cel puțin câte un text literar, așa cum de altfel prevede și programul. Dacă am vorbit de canon, haideți să vedem care sunt, hai să spunem așa, volutele pe care le îmbracă în fiecare epocă acest canon, și ajungem la curente literare sau culturale. Ele reprezintă, de fapt, un soi de, hai să spunem așa, în termeni mai degrabă neacademici, modă, da? Sau mode. Ce prinde sau ce se poartă, între ghilimele, în literatură. Curentul literar se referă la o producție cultural-literară artistică, da? Adaptată contemporaneității, și caracterizează, de fapt, o anumită grupare sau mișcare artistică dintr-o anumită perioadă, fiind dependentă de un cod ideologic, estetic, exprimă un spirit al epocii, dar este întotdeauna determinat de un context cultural, istoric, da, social. Deci îmbracă, de fapt, o amplă paradigmă culturală toată această discuție. Ce e important de reținut este că aceste delimitări clare sau atomizări sunt foarte dificil de făcut, în sensul în care s-ar putea să existe la un moment dat suprapuneri, s-ar putea ca anumite curente să nu se manifeste exclusiv, da, într-un interval definit foarte bine, da, de timp. De altfel, și astăzi se poate scrie cu influențe de natură romantică sau realistă, de ce nu, chiar dacă nu ne aflăm în plin apogeu, să spunem așa, al curentului respectiv. De ce mai este nevoie ca să putem caracteriza și defini la modul consistent un curent literar? De această istoricizare, de fapt, a curentului, pentru că de cele mai multe ori un astfel de curent sau o mișcare literară
va fi definită post factum. Da? Critica trebuie să fie capabilă să diferențieze o mișcare de alta față de anterioritate, mai ales, trebuie să fie capabilă să-i atribuie sau să îi distribuie, de fapt, o perioadă și niște trăsături generale. Și de cele mai multe ori, în curent literar sau cultural, se bazează pe un program estetic, da? Care este un fel de cod comun susținut de cenacluri, reviste, societăți literare și mai ales putem să spunem că e promovat de un fel de influenceri ai vremii, așa cum sunt Tito Maiorescu și Eugen Lovinescu. Și ajungem în felul acesta la cele două mari nume de care putem să ne ocupăm în prima noastră întâlnire, la Titu Maiorescu și criticismul junimist în primă fază. Știm că în 1863 se fondează Societatea Junimea la Iași și ulterior apare și revista Convorbiri Literare în 1867. De ce simt nevoia, da, membrii acestei grupări să iasă cumva la rampă? Pentru că era nevoia unei direcții pentru o cultură română aflată în niște stadii destul de incipiente. Gândiți-vă că e o diferență față de pașoptiștii care mergeau cu deviza scrieți băieți orice, nu mai scrieți. Ei bine, vine Maiorescu și spune hai să scriem și un pic mai bine sau hai să vedem cum scriem. Nu e suficient doar să facem, să producem literatură, este important și ce fel de literatură producem. Și atunci el impune o dimensiune axiologică sau valorică. Practic, cu el avem această coagulare a spiritului critic și polemic în cultura română. El are intenția, de fapt, de a combate mediocritatea, impostura și, așa cum bine știți, formele fără fond. Este, de fapt, o mică dimensiune elitistă pe care o propune pentru partea aceasta culturală și, foarte important, în ceea ce privește judecata de valoare, propune acest primat al esteticului, o chestiune care va fi, de fapt, continuată și în secolul al XX-lea. Fun fact, puteți să accesați revista Convorbiri Literare, care se găsește în mediul online, funcționează până astăzi, puteți să consultați site-ul și să vedeți toată arhiva acestei reviste. În ceea ce privește rolul lui Maiorescu, mai amintim faptul că este relevant pentru această formare a unei conștiințe estetice și culturale a publicului. Una dintre devizele, să spunem, sau un rol fundamental pe care l-a avut Junimea a fost acela de educare prin intermediul acelor prelecțiuni populare pe diferite teme. Da? Educarea publicului era, de fapt, scopul prin aceste prelecțiuni. Membrii Junimii și-au arătat interesul pentru diferite domenii de la limbă, literatură, cultură și chiar și politică. Mulți dintre ei au fost implicați, da, inclusiv politic. Iar în ceea ce îl privește pe Maiorescu, putem să discutăm despre importanța pentru coagularea unei critici generale, mai ales în prima fază a articolelor sale, și am enumerat aici doar două dintre ele, iar ulterior se ocupă de această delimitare axiologică, adică de a decanta niște valori în ceea ce privește literatura și face asta printr-o critică aplicată prin studiile aplicate, da, pe diferiți autori, precum Eminescu sau Caragiale. În mare, Junimea se ocupă de promovarea unei literaturi originale și are o contribuție inclusiv la formarea limbii, la limpezirea ideilor, pentru că, de pildă, Ioana Pârvulescu spune că Maiorescu se pune cumva ca instrument la dispoziția celorlalți, adică este dispus să remodeleze sau să facă observații legate de scrierile altora, să fie un fel de critic de receptare. De asemenea, chiar și Eugen Lovinescu apreciază că, de fapt, întreaga critică contemporană lui, din secolul al XX-lea, este estetică și maiorescian, de unde influența masivă pe care o are Maiorescu. Autoritatea lui este așadar bazată pe spirit critic și o cultură solidă. De altfel, este problematic să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat Junimea și Maiorescu. Ce s-ar fi întâmplat cu această direcție nouă? Cel mai probabil spiritul acesta critic nu s-ar fi impus ușor, da, în literatura și cultura română, care nu s-ar fi occidentalizat și sincronizat decât în timpul lui Lovinescu și, oricum, spune Ioana Pârvulescu, e incert felul în care s-ar fi dezvoltat toată teoria lui Lovinescu fără să-l aibă înainte pe Maiorescu.
Și Lovinescu are, își construiește și el un soi de platformă, să spunem așa. De data asta avem un cenaclu și o revistă, Spurătorul. În 1919 își începe activitatea. Ce e important la el? Avem această dimensiune mai degrabă panoramică, pentru că el se ocupă de aceste mari sinteze, istorii ale civilizației sau ale literaturii. Pe ce direcții se axează Lovinescu? Pe de o parte, și o chestiune comună cu Maiorescu, promovarea scriitorilor și criticilor tineri, de tipul Ion Barbu sau Camil Petrescu, dar mai ales sincronizarea cu literatura europeană, pentru că el considera mișcări precum sămănătorismul sau tradiționalismul ca fiind destul de vetuste. Și el are o acțiune formativă, sincronismul este văzut de el ca o modelare, de fapt, a fenomenelor autohtone în consonanță cu cele europene. Deci, consideră că aceste fenomene mai degrabă europene au acțiune catalitică, de fapt, la nivel valoric, pe terenul literaturii și culturii române. El consideră, spre deosebire de Maiorescu, da, cel care ataca formele fără fond, Lovinescu preferă sau pledează pentru această nevoie de formă pentru a nu păstra niște decalaje culturale. Bineînțeles, aceste forme trebuie adaptate cumva la contextul românesc. Preluarea unor forme occidentale pentru Lovinescu creează, de fapt, premizele dezvoltării unui fond modern. Iar în cazul mult mai aplicat al lui Lovinescu, putem să aducem în discuție istoria literaturii române contemporane, în care el menționează că nu discutăm, de fapt, despre niște valori absolute, ci valori relative. În cazul literaturii. Literatura unui popor nu trebuie studiată în fixitatea unei idei platoniciene, ci în mobilitatea ei. Nu există o știință a literaturii, ci o istorie a ei, asta pentru a-și valida, practic, propriile discursuri și publicații. Ajungem, practic, în sfera aceasta mutației valorilor estetice. Ce e important aici? Că aceste valori, de fapt, da, cum amintea și el anterior, sunt relative, adică variază, de fapt, în funcție de epocă și cod cultural. Deci e important aici perspectiva aceasta relațională sau raportarea la niște sensibilități actuale. Iar în ceea ce privește direcțiile sau trăsăturile pe care le dorește în proză și poezie, sunt cele pe care probabil le-ați discutat: citadinizare, psihologizare, intelectualizare în cazul prozei, intelectualizare, subiectivizare în cazul poeziei, care devine mult mai mult un experiment de limbaj. Cam aceștia ar fi cumva pilonii, să spunem, pe care se fondează, da, canonul și cultura, de fapt, română pe partea aceasta literară. De aceea e necesar să îi discutăm și pe cei doi, chiar dacă nu au constituit decât foarte rar subiectul unor sinteze ample de tipul subiectului al treilea. Dacă nu vă puteți ascunde de examenul de bacalaureat, puteți în schimb să urmăriți materialele pe care le vom posta noi și puteți participa la cursurile noastre, astfel încât să nu vă mai fie teamă de examenul acesta și să încercați să-i râdeți cumva în nas. Urmăriți materiale pregătite de UVT și litere. Ne vedem la cursurile din semestrul al doilea și până atunci succes la BAC! Ne găsiți pe platformele online, pe Facebook, pe Instagram și veți găsi materiale informative despre tot programul de sprijin pe care UVT îl derulează pentru elevi, de la programul de pregătire, la sesiuni de consiliere și inclusiv concursuri pe diferite teme pentru elevi.